trei ședințe ordinare a Consiliului Local al Municipiului Pașcani, arătând că aceasta este legal constituită, motivat de faptul că din cei 19 consilieri locali sunt prezenți 18. La ședință participă primarul Municipiului Pașcani, domnul Pantazi Dumitru, viceprimarul Municipiului Pașcani, doamna Nedelcu Gabriela, reprezentanții ai serviciilor din aparatul de specialitate al primarului Municipiului Pașcani, director de societăți comerciale și regii din subordinea Consiliului Local, mass media. Dau cuvântul președintelui de ședință. Bună ziua! Dau citire dispoziției numărul 1181 din data de 26-2018. Primarul Municipiului Pașcani, județul Iași, având în vedere dispozițiile de articolul 39 din actul 1 și 3 din legea numărul 215/2001, primind administrația publică locală de publicată cu modificări și completările ulterioare. În temeiul articolului 68 alineatul 1 și al articolului 115 alineatul 1 litera A din legea numărul 215/2001, privind administrația publică locală de publicată cu modificări și completările ulterioare, dispune. Articol 1. Se convoacă Consiliul Local al Municipiului Pașcani în ședința ordinară din data de 26-6-2018, ora 10, în sala de ședință a Consiliului Local al Municipiului Pașcani, cu următoarea ordine de zi. Ordinea de zi avem 26 de proiecte. Înainte să trecem la ordinea de zi, propun să schimbăm ordinea la 4 proiecte, astfel. Proiectul 19 să devină 18 și 18 să devină 19 și proiectul 21 să devină 20 și 20 să devină 21. Supun la vot modificare. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Ok. Și acum supun la vot ordinea de zi cu inversarea făcută. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Ok. Ordinea de zi a trecut. 1. Proiectul de hotărâre privind conferirea titlului de cetățean de onoare a municipiului Pașcani, domnului antrenor Tarcan Nicolae, inițiatorul proiectului de hotărâre, primarul municipiului Pașcani. Avizele condițiilor. Avizele care sunt favorabile. Învățământ favorabil. Bun. Discuții. Spun la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Proiectul a trecut. 2. Proiectul de hotărâre privind premierea elevilor olimpici și a profesorilor îndrumători din municipiul Pașcani pentru anul școlar 2017-2018. Inițiatorul proiectului de hotărâre, primarul municipiului Pașcani. Avizele comisiilor? Comisia Economică, aviz favorabil. Comisia Juridică, aviz favorabil. Discuții? Supun la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Proiectul a trecut. Proiectul de hotărâre privind aprobarea programului manifestării zilele municipiului Pașcani, ediția 10, în perioada 28 iunie-2018. Inițiatorul proiectului de hotărâre, primarul municipiului Pașcani. Avizele comisiilor? Comisia Economică, aviz favorabil. Comisia Juridică, aviz favorabil. Învățământ favorabil. Banii aviz favorabil. Discuții? Vă rog, domnul Bărbaș. Bună ziua! La acest proiect am văzut că ce se spune de la premiză, că pășcănii mei să aibă o sărbătoare frumoasă a municipiului, să se întâlnească. Ce m-a frapat a fost faptul că noi am mărit bugetul cu 67.000 de lei, acum văd că valoarea a crescut la 377, încă 10.000 în plus, poate ce m-a frapat mult. Am văzut că era focul de artificii pus în plus, aș vrea să știm bine la bani. Dacă noi n-am aprobat rectificarea bugetară, să luăm peste în altă parte. Și a doua chestiune care vreau să vă spun e că anul acesta avem mai puțină transparență. Dacă în ceilalți ani am obișnuit să avem o listă cu artiști, cât costă fiecare artist, anul ăsta trebuie să mers la pachet. Nu mai știm cât costă fiecare artist, cât costă protocolul, cât costă... Ca să putem ne face o idee, dacă știți speța de anul trecut, a venit un artist, a venit care era cotat la 10.000 de euro, a venit altul care nu avea aceeași valoare. Aș vrea să ne lămuriți de ce nu mai e această transparență în ceea ce privește lista de artiști, de unde luau banii pentru focul de artificii. Cine este? Toate bune. Deci nu puteți să nu vorbim
de lipsă de transparență. Ofertele de la care am plecat noi, Comisia de Organizare a Zilor Municipiului Pașcani, în care fac parte consilierii locali din toate partidele, dar și personal în aparatul de specialitate al domnului primar, am plecat de la niște oferte care au venit la primăria municipiului nostru, am făcut noi un calcul estimativ și am scos această ofertă, am scos-o pe SEAF și pe site-ul primăriei, am prezentat-o conform legii achizițiilor publice și conform procedurii care există la nivelul primăriei municipiului Pașcani. Nu este vorbă de lipsă de transparență, din contră am încercat să fim foarte deschiși, astfel încât să nu existe absolut niciun dubiu vis-a-vis de organizarea acestui eveniment. Așa se prezintă ofertele, deci nu cred că există un dubiu. Anul trecut a fost, nu cred, a fost altfel, tot la fel a fost. Erau fiecare atât 10-40.000, da. Numai că data asta, legea achizițiilor, cum și anul trecut nu ne-a permis. Noi oferta am scos-o la pachet, prețurile s-au discutat în comisia de organizare. Am avut ofertele și s-au discutat prețurile în comisia de organizare. Deci dacă aveți dubii, vă stau la dispoziție cu dosarul, cu ofertă, cu altă, cu tot, să vedeți dacă unde s-a plecat. Ca și prețurile. Vis-a-vis de focul de artificii este prevăzut în capitolul de buget, în programul de activități unde organizăm separat de bugetul zilor municipiului Pașca. Focul de artificii. Deci focul de artificii este un alt tip de serviciu care nu putea fi scos la, nu puteam să-ți facem la pachet cu cei care organizează evenimentele de genul acesta cu artiștii, da? Sunt societăți comerciale separate, nu putea fi un pachet în care să introducem și acest foc de artificii, nu știu. Deci state avize, alte... din buget. Capitol. 6702. Mulțumesc. Mulțumim. Supun la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Proiectul la 4. Proiectul de hotărâre privind acordarea burselor de performanță pentru elevii din municipiul Pașcani cu rezultate deosebite la învățătură în anul școlar 2017-2018. Inițiatorul proiectului de hotărâre, primarul municipiului Pașcani. Anunțele comisiilor? Comisia Economică, aviz favorabil. Comisia aviz favorabil. Discuții? Domnul Ciprian. Nu, nu, nu. Mică, vreau să vă spun că ne bucurăm că s-a găsit o metodă prin care putem să recompensăm acești elevi care a făcut performanță și fac în continuare performanță la Pașcani. Ne aducem aminte că aveam o limitare din partea guvernului PSD apropo de recompensarea acestor elevi meritoși. Mă bucur că s-a găsit o astfel de soluție și putem cu mare drag. Mulțumesc! Mulțumesc! Doamna Vicea? Este firesc pentru că în atenția noastră în fiecare an a fost să premiem și să stimulăm performanța în cadrul școlii. Normal că am găsit o soluție legală, așa cum am spus, pentru că erau teme din partea unor consilieri PNL că nu vom mai premia acești copii. V-am spus și de atunci, vom căuta soluția legală astfel încât să ne aducem recunoștința pentru performanța copiilor. Am găsit-o și drept pentru care îi felicităm pe toți pentru rezultatele obținute. De asemenea, vreau să precizez că în afară de... În afară de șefii de promoții, vom premia și elevii care au luat nota 10 la evaluarea națională și această premiere va avea loc într-un cadru festiv, cu ocazia zilor municipiului, respectiv în ziua de vineri. Okay, mulțumesc. Supun la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Proiectul va trece. 5. Proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea aplicării Consiliului Local numărul 49 din 30-a 3-a 2018, privind acordarea burselor sociale, burselor de merit și burselor de studiu pentru elevii din învățământul de Universitate de Stat din municipiul Pașcani pentru perioada ianuarie-iunie 2018. Avizele comisiilor? Comisia Economică, aviz favorabil. Comisia Juridică, aviz favorabil. Învățământ favorabil și trebuie făcut amendament.
Școala Iosif Cantacuzino pentru suplimentarea buselor de merit și de studiu. Ce se face, doamna copilie, de medicamentele? Da, sunt niște copii care se mesc în timpul 3 terminat. Acolo numără peste 71 de buse, buselor de merit și de studiu pentru luna ianuarie 2018. Și din 366, mă știu, 368 burse sociale de merit și de studiu, deci modificarea din 366 în 368, la articolul 2, de asemenea, suma prevăzută inițial, 189.180 lei se transformă în 190.380 lei. La articolul 3, se completează tabelele. În cadrul tabelului al doilea se completează punctul 3, suplimentar școala gimnazială Eduache Cantacuzino, în linie cu 766, total de lei, și 454 la nivelul primar, și la nivelul gimnazial se transformă în 312, suplimentar 2 burse, procentul de 3%. De asemenea, se transformă valoarea burselor de merit studiu la punctul 3, 120 lei, vor 5 numeri, 41 de burse, în loc de 39 de burse, și bineînțeles cuantumul, 23.400 lei. De asemenea, în cadrul bugetului, la punctul 2, bursele de merit și studiu, de la 114.120 lei, se transformă în 115.320 lei și, în final, total buget, din nou, de la 189.180 lei, în buget total, 190.380 lei. Supun la vot amendamentul propus de doamna consilier Terțu. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Și acum supun la vot proiectul tot cu amendament. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Proiectul ar trebui. 6. Proiectul de hotărâre privind modificarea hotărârii Consiliului Local Municipiului Pașcani numărul 31 din 2018 privind aprobarea organigramei și a statutului de funcție ale Spitalului Municipal de Urgență Pașcani pentru anul 2018. Inițiatorul proiectului de hotărâre, primarul Municipiului Pașcani. Avizele comisiilor? Comisia economică, aviz favorabil. Comisia juridică, aviz favorabil. Învățământ favorabil. Discuții? Spun la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă, abține, proiectul a trecut. 7. Proiectul de hotărâre privind completarea anexei numărul 1 la hotărârea Consiliului Local al Municipiului Pașcani numărul 87 din 31.05.2018 privind aprobarea regulamentului privind repartizarea, închirierea, exploatarea și administrarea locuințelor sociale și a locuințelor din fondul locativ de stat de pe raza Municipiului Pașcani. Inițiatorul proiectului de hotărâre, primarul Municipiului Pașcani. Avizele comisiilor? Comisia economică, aviz favorabil. Comisia juridică, aviz favorabil. Urbanism, aviz favorabil cu un amendament, se modifică la articolul 1, articolul 13 din regulament, perioada de prelungire de la 1 an la 2 ani. Da, s-a constatat în comisie că, discutând cu funcționarii, domnul Mario, amendamentul, dacă este prezentat în altă, dacă nu, eu, în care ați președință, a zis că funcționarii, domnul Mario, a propus un amendament ca perioada după terminarea perioadei de 5 ani, prelungirea ce se face succesiv, dacă ne primim și iată de primește criteriile, să nu fie un an cum era până acum, ci 2 ani, pentru că o perioadă de timp mai regulat nu se schimbă atât de des condiții. Funcționarii sunt de acord pentru că au un volum mare și mai de grevăm de o parte din activitate. Nu spun la vot amendamentul propus de domnul consilier Bodașcă. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Ok. Acum supun la vot proiectul cu două amendament. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Proiectul a trecut. 8.
Proiectul de hotărâre privind însușirea în proprietate privată a municipiului Pașcani a terenului suprafață de 173 de 48 situat în municipiul Pașcani, ca la calea Romanului numărul 1, Vețul Iași. Inițiatorul proiectului de hotărâre, primarul municipiului Pașcani. Aviziile comisiilor? Comisia economică, aviz favorabil. Comisia juridică, aviz favorabil. Aviz favorabil. Discuții? Spun la vă proiectul. Cine este pentru? Împotrivă, abține. Proiectul a trecut. 9. Proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea hotărârii Consiliului Local al Municipiului Pașcani numărul 65 din data de 30.03.2018 privind modificarea și completarea hotărârii Consiliului Local al Municipiului Pașcani numărul 19 din 26.04.2000 privind organizarea cimitirului municipal Pașcani, cartierul Fântânele. Inițiatorul proiectului de hotărâre, primarul Municipiului Pașcani. Avizele comisiilor? Comisia economică, aviz favorabil. Comisia juridică, aviz favorabil. Urbanism, aviz favorabil. Discuții? Spun la vă proiectul. Cine este pentru? Împotrivă, abține. Proiectul a trecut. 10. Proiectul de hotărâre privind concesionarea directă a terenului suprafață de 23,31 metri pătrați, situat în strada Eugen Stamate, numărul 5, Locher 2, scara B, parter, proprietate privată a municipiului Pașcani, către Sece de Amir SRL, în vederea extinderii spațiului comercial proprietatea acesteia. Inițiatorul proiectului de hotărâre, primarul municipiului Pașcani. Avizele comisiilor? Comisia economică, aviz favorabil. Comisia juridică, aviz favorabil. Urbanism, aviz favorabil. Discuții? Spun la vă proiectul. Cine este pentru? Împotrivă, abține. Proiectul a trecut. 11. Proiectul de hotărâre privind concesionarea directă a terenului suprafață de 22,95 metri pătrați, situat în strada Eugen Stamate, numărul 5, bloc L2, scara Tronson 2, parter, proprietate privată a municipiului Pașcani, către Sece Eurocarta SRL, în vederea extinderii spațiului comercial, proprietatea acestea. Inițiatorul proiectului de hotărâre, primarul municipiului Pașcani. Avizele comisiilor? Comisia economică, aviz favorabil. Comisia juridică, aviz favorabil. Comisia urbanistă, aviz favorabil. Discuții? Spun la vă proiectul. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri. Proiectul a trecut. 12. Proiectul de hotărâre privind organizarea comisiei de evaluare a ofertelor de concesiuni de bunuri, proprietate publică și privată a municipiului Pașcani. Inițiatorul proiectului de hotărâre, primarul municipiului Pașcani. Avizele comisiilor? Comisia economică, aviz favorabil. Comisia juridică, aviz favorabil. Urbanism, aviz favorabil. Vă rog propunerea, doamna... În partea grupului PSD, propun pe doamna vice primar Nedelcu Gabriela pentru funcție de președinte și membru suplant, domnul Ciprian Dumitrea. Vă rog, domnul Bădașcu. În partea grupului funcție liberată, pe domnul Colache Cătălin Cavalier în comisie și ca membru suplant pe domnul Petrie Mă. Deci pentru, împotrivă sau de abțineri? Eu am votat din loc pentru nu știu dacă trebuie să mă votez singur. Dar nu este niciun avantaj material. Deci. Pentru, da? Ok. Pentru domnul Pintilie Ciprian ca și suplean, cine este pentru? Împotrivă, abțineri? Okay. Pentru domnul Conache Eduard, membru. Cine este pentru? Ești pentru domnul Pintilie Marius, președinte. Cine este pentru? Potriva abțineri, mulțumesc. Așa. Acum, cum a fost proiectul cu cele patru nume? Cine este pentru? Potriva abțineri. Proiectul a trecut.
13. Proiectul de hotărâre privind concesionarea prin licitație publică a imobilului, terenul suprafață de 210 m² pătrați, aflat în strada Ștefan cel Mare, numărul 13, număr cadastral 65089, proprietate publică a municipiului Pașcani, județul Iași, inițiatorul proiectului de hotărâre, primarul municipiului Pașcani. Avizele comisiilor? Comisia economică, aviz favorabil. Comisia juridică, aviz favorabil. Doamne, și aviz favorabil. Discuții? Vă rog, domnul Bălaș. Avem aceeași problemă, deci, de data trecută. Am hotărât în ședința trecută să scoatem la licitație această suprafață de teren. Acum vedem că am făcut un proiect de hotărâre cu câștigătorul licitației deja anunțat. Deci plecăm de la proiectul de hotărâre. Se va comunica în copie către SECE aprobă. Dar își facem la licitație, nu încă îi dai direct, da? Spunem în articolul 1 că acel spațiu va fi în vederea realizării unui spațiu pietonal de acces, acel teren. Atunci cine mai vine la licitație ca să facă un spațiu pietonal de acces? În caietul de studiu de oportunitate, vedem că concesionarul este deja SECE Aprodex. În caietul de sarcini, peste tot vedem că documentația de atribuire pentru Aprodex cu destinație construire aleie pietonală. Deci nu s-a schimbat nimic față de situație. Deci e tot o creditare directă, dar va scade. Deci, ca să ne înțelegem un pic. Dacă există o posibilitate pentru atribuire directă, ca să se încadreze în legislație și să fie legal, nimic împotrivă, pentru că cumva acel teren este în fața construcției de la Prodex, dar să se susțină legal. Dacă s-a ales varianta cu licitație publică, nu putem face caiet de sarcini pentru a Prodex. Și noi să votăm. Deci, dacă e licitație publică, atunci e licitație publică, facem studii de oportunitate fără denumiri de societăți, comunitatea scoate la licitație acolo pentru cine vrea să participe la licitație, poți să faci un caiet de sarcini să scrii chiar și ulterior. Ori o facem licitație publică, ori o dăm lumea de mai și are dreptate să le dă lumea din asta. Păi cum scoatem la licitație o alee lângă o clădire construită a cuiva? Dar cine vine să-i facă aleei de ieșire din clădire, să-i facă ieșire la licitație publică? Deci acolo firma respectivă este interesată de o alee să aibă ieșire în stradă, pietonală. Și eu să-i scot la licitație publică să vină altcineva să-i facă aleea. Nu are clădire, îi face un parcare. Deci... Cum aveți? Spuneți dumneavoastră și legal. Și care e ilegalitatea? Deci solicitantul a cerut să-i concesionăm 20 de metri, 50 de metri, nu știu, de acolo, să facă o alei și destinație, dată, să facă o alei de ieșire din stradă. Și legea și noi scoatem această alei, deci el ca să aibă intrare în acces la imobilul respectiv. Deci noi scoate la licitație, cine să-i facă alea? Legea ne permite să o dăm direct? Păi dă cum suntem între legea. Pentru că legea spune că trebuie să ai o clădire acolo. Dar cine vine să-i facă acces la lucruri din logică? Lucruri din logică. Deci scot la licitație o alee, să iubi Dumnezeu, eu fac la oricineva. Este în preambulul proiectului de hotărâre. Nu e spațiu. Este alături și în preambulul proiectului de hotărâre. Nu e spațiu. Este alături, dar nu acolo. Domnul Vasilean. Acum. Gata. Bună ziua.
nu am expertiză în domeniul licitațiilor sau atribuțiilor prin domeniul directă, însă vreau să pun o chestiune de logică. În acest caz, scoțând acest teren la licitație, se poate ivi o chestiune foarte interesantă. Cel care solicită terenul este indisponibil pentru acces și pentru a face o alegere. Deci cineva să îmblocheze ușa de intrare în casă. Cineva poate să vină să liciteze, să-l determine să salte prețul și trebuie să spună asta. Adică se poate întâmpla așa ceva. Eu judec după chestiuni de logică, firească. Dacă eu în fața casei vreau să-mi fac acces în casă sau să vină altceva să liciteze intrarea mea în casă. Are acces pe spada... Vă rog frumos să mă întrebați pe dumneavoastră. Eu îi spun o chestiune și vă rog să înțelegeți că acolo e o chestiune care poate fi interpretată cu totul și totul de osărit. Cineva poate să-l saboteze acesta, să-l facă, așa mi se pare. Dacă el este acolo, nu face o chestiune, el nu face o afacere din acest teren. Face un acces sau o alege. Și mi se pare de bun simț. Și mă mir că să vă opuniți toată dumneavoastră, că sunteți tot oameni care trebuie să descurajați o alege afacere. Vă mulțumesc. Sunt destui, domnul Obodașcă, care sunt ilegal și ocupă ilegal. Destui sunt. Continuăm? Da. Sunt destui. Continuăm? Da, continuăm. Sunt destui. Dacă au făcut alții, continuăm și noi? Nu, dar aici cere legal. Aici cere legal. Da, am înțeles logica, domnule Abraham, că am înțeles toate argumentele, dar trebuie să înțeleagă chestiuni. Concesiunea asta trebuie să, din punct de vedere al procedurii de concesionare, dosarul de concesionare, ceea ce aprobăm noi, trebuie să încadreze condiții legale. Este un articol 13, ordonanța 54/2006, care este încălcat. Flagrant. Articolul 13, tocmai v-am spus. Vreți să vă citesc toți? Deci spune așa. Principiile care stau la baza atribuirii contractului concesiune sunt transparența, tratamentul egal, aplicarea într-o manieră nediscriminatorie de către autoritatea publică a criteriilor de atribuire. Noi deja am introdus aici vreo 5 criterii discriminatorii. Am făcut-o cu dedicație această licitație. Proporționalitatea, nediscriminarea și libera concurență. O solicitare. Dacă se... Noi când scoatem la concesiune, trebuie să respectăm aceste principii. O să scoatem la concesiune în vederea construirii unui chioșc. Și cineva să liciteze doar pentru a construi chioșc, pentru a face altceva. Asta e și ideea aici. Scot la concesiune în vederea construirii unei căi de acces. Da? Adică nu încalc niciun principiu, sună frumos acolo principiu, dar nu are legătură cu proiectul. Deci am putea vreau sună frumos, domnul Toma. Problema este că trebuie să o respectăm, dacă sună frumos sau care este, dacă sună urât. Care e la principiu? Eu vă zic că motivele de anulare ale licitației, ale concesiunii, este încălcarea articolul, litera B de la anularea acestor concesiuni, privind exact încălcarea acestui articol. Iar din punctul meu de vedere, domnul licitat. Fără... Da. Deci, spune așa, prin excepție... Scoate la licitație. Ce? Pentru ce? Am scos la licitație, n-am mai încredințat direct. Nu are clădire. Am mers și pe prezumția că nu are clădire, ca să nu existe niciun fel de dubii, nu s-a mai făcut în concesiune directă, da? S-au scos la licitație. Ați întrebat de ce să comunică aprodez, de ce scrie în hotărâre. Păi normal să-i comunicăm orice decizie de care ne-ați luat, pentru că au făcut o solicitare. Suntem obligați să comunicăm. Ba, este exact așa. În caietul de sarcini nu este menționat în niciun fel aprodexul. Pardon, vă rog să vă uitați. Absolut nicăieri în caietul de sarcini. Consiliul local, atunci când concesionează un teren, fie că este licitație, fie că este încredințare directă, impune pentru ce îl concesionează. Este proprietatea lui. O să vă uitați pe orice hotărâre vezi dumneavoastră de scoatere la licitație, că-i vânzare, că-i concesiune sau de încredințare directă, peste tot se spune pentru ce anume se scoate. Imaginați-vă ce ar fi să scoatem un teren fără să stabiliți dumneavoastră destinația și să vină câștigătorul, oricare ar fi acela, să facă ce vrea el. Nu i s-a spus ce să facă. N-ați stabilit unui, nu i-ați stabilit destinația. Nu, dumneavoastră votați.
Considerați că terenul... Aici este un studiu de oportunitate. Concesiunea, conform legii, se face în două feluri. La solicitarea cuiva sau la inițiativa primăriei. În această situație este o concesiune făcută la solicitarea cuiva. S-a făcut studiu de oportunitate pe solicitarea acestei firme. Nu am mai primit o altă solicitare pentru acest teren cu o altă destinație. Dacă am fi primit, studiul ar fi cuprins ambele variante. Dar nimeni nu a mai solicitat. Ați făcut anunțul să scoate la licitație ce a scoasă în teren? În momentul în care se votează, se respectă legea, se publică, ca e de sarcină, anunțul de licitație, așa este legea. Foarte bine. Așa este legea. Dacă cetățenii erau informați că chiar scoasă în teren, acest proiect de hotărâre. Poate venea cineva și trebuia să facă altceva. Acest proiect de hotărâre, într-o altă formă, cu același teren, a fost și în ședința trecută. Cred că cetățenii știau. Nu văd... Dar a fost. Se știa. Ilegal, dar s-a știut că acest teren urmează să fie scos la licitație sau altceva. Am văzut doritori. Având în vedere și studiul de oportunitate, dacă v-ați uitat el, ați văzut probabil și de ce nu sunt doritori. Pentru a găsi argumente, indiferent că sunt juridice sau nu știu ce, pentru a opri o inițiativă, ci din contră să găsim soluții. Și chiar rog colegii, indiferent de partidul în care fac parte, să propună modul de rezolvare. Pentru că dacă rândul trecut s-a propus concesionarea directă, acum s-a venit cu licitația așa cum au solicitat, iar nu-i bine. Și atunci cum e bine? Hai să cădem de acord și să ajutăm omul ăsta, că tot îl purtăm și tot îl amânăm atât și nu văd ce rost ar avea. Până la urmă și omul ăsta este plătitor de taxe și impozite, așa, poate parțial și din indemnizația noastră lunară, luăm din contribuția lui și a altora din municipiul nostru. De aceea, cred că este, unii știu chiar, din alte partide au venit la mine personal să pun nu că să le spun ce trebuie să facă pentru a fi ajutat la anumite probleme. Și i-am ajutat în măsura în care am putut și au rezolvat problemele. Deci, hai să uităm de partide atunci când sunt solicitate anumite acțiuni ale noastre, anumite hotărâri, bineînțeles, care să nu vizeze răspunderea civilă sau penală al noastră vis-a-vis de hotărâri. Ok. Mulțumesc, domnul Mare. Deci eu încerc să lăs la o parte tipul ăsta de presiune, așa pe care încercați dumneavoastră, dar haideți să vă spun. Deci, de partide n-ați discutat decât dumneavoastră. Noi n-am folosit cuvântul partid. Și
Deci este primul lucru la care, din punctul meu de vedere, greșiți. Aduceți dumneavoastră discuția despre partide. Noi n-am discutat despre partide. Al doilea lucru. Au fost cereri ale celor de la Prozex, care au ajuns în Consiliul Local și mă aduc aminte de acea cerere pentru alipire, la care am votat pentru. Deci, iarăși afirmația dumneavoastră că noi nu i-am ajutat cu nimica, este falsă, pentru că nu i-am ajutat. Au avut nevoie de alipire și am votat acea alipire. Pe de altă parte, informațiile care ajung la noi, ajung tot timpul pe jumătate. Nu a fost nicio discuție oficială, într-un cadru oficial al celor de la Prodex, vină la primărie, într-o comisie de urbanism, sau într-o comisie, sau cum să vă spun, într-o întâlnire, da, aici la masă, să spună, domnule, uitați, eu sunt proprietarul acelei clădiri, dar nu naște, da? Deci eu sunt proprietarul acelui clădiri, vreau să fac ceva acolo, lăsați-mă să vorbesc, domnul primar, iar îl întrerupeți, dar nu suportați un pic, nu auziți ceva diferit față de ce aveți în minte, nu suportați. Aberațiile spuneți noi astăzi, vă spun eu. Deci, să fie o discuție în care, cu transparență, acel investitor să vină să spună, domnule, uite care treaba, eu vreau să fac asta acolo, am ajuns la jumătate, mai trebuie asta, nu mai trebuie asta, să găsim o variantă, să înțelegem până la urmă ce se face acolo. Ce are deci, de la PNL? Nu cere de la nimeni. Deci nu vreau PNL. Ca să se înțeleagă că nu avem nimic să scot la licitație o chestie și eu să mi se pare mie că acolo trebuie să văd lucrurile într-un fel ca să fie bine. Deci vreau să fie lucrurile legale fi și oportunitatea să fie de partea noastră. Lăsați că mă întrerupeți și așa e ce vă spun eu. Da, 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 sigur că da. Bun. Puteți să mă mai dați în judecată, să mă mai scoateți de unii, credeți dumneavoastră, vă doresc succes la toate demersurile care le faceți. Prea mult folosiți termenul de legalitate pe care o încălcați. Și ce încalc eu, domnul primar, că venim de discuție? Ocuparea abuzivă. Care e ocuparea abuzivă, domnul primar? O să vă le arătăm. Le arătați, domnul primar, dar nu le-a arătat până acum. De ce o să fii până acum? Păi da. 6 ani de zile ați fost primar. Cine ați arătat până acum? Haideți să... Da, mă întrerupe, domnul primar. Deci... Demolare. Da. Demolare. Ați acolo ajunge. Păi m-ați trimis în judecată, vreți să mă evacuați? Da, demolare, asta este. Bun. Deci, acolo aveți ca să înțelegem... Publică, chiar i-am ocupat? Ca să înțelegem, deci... Ala aveți prin licitații publică, domnul primar, mă lăsați să termin. Dar cum? Sunt oameni care ne ascultă acasă și poate... Deci, mă lăsați să-l termin. După asta, cereți după aia cuvântul de la domnul președinte. Și după aceea zic să spuneți ce vreți dumneavoastră de primire. Mă lăsați să termin ce am de spus. Deci, conchid și spun așa. O discuție se poate face oricând. Transparență din partea celui care solicită, să înțelege și noi ce dorește să facă acolo. Și pe de altă parte, dacă lucrurile stau în legalitate, nu avem nimic împotrivă. Ok, mulțumim. Pe mine mă surprinde atitudinea domnului consilier Pintilie, mai ales că și dumnealui este om de afacere și dumnealui are suprafețe concesionate din municipiul nostru pentru a-și dezvolta diverse afaceri. Aprodexul, dacă ați fi citit proiectul de hotărâre, v-a spus și a depus toată documentația, are o prezentare a firmei, are o prezentare a ceea ce vrea să facă. Dacă vroiați să vină domnul lucru personal să aveți o discuție cu dumnealui, trebuia să solicitați prezența, pentru că așa este regulamentul. Președintele poate solicita prezența unei persoane din afara Consiliului Local. Deci nu cred că dacă aveați neclarități și aveați bună intenție, puteați să aveți o discuție și chiar în particular cu domnul Lupu și să vă convingeți. Dar eu văd o atitudine la dumneavoastră ca și grup liberal, că vreți cu orice preț să împiedicați dezvoltarea acestei afaceri. Cum a avut proiectul? Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Proiectul nu a trecut. Raportul de activitate al administratorilor SECE cu cele pe ecosalubritate S.A. Pașcan pe anul 2017. Raportul Consiliul Juridic Ursul Dumitru Leonan, director general al SECE cu ecosalubritate S.A. Pașcan. Vă rog, domnul director. Raportul prezentat pe care îl aveți în astea ceasă, și ne-am apelut care v-ați cerut, dar sunt discuții și sunt întrebări. Domnul Mărușa.
Aveți nimic de spus, domnul director, sunt pe dumneavoastră? Aveam două nelămuri. Da, dar mai fi ceva de povestit. Cifrele sunt extrem de competente. Aici e vorba de cifre, de rezultate financiare. Lucrurile astea se văd. E o pierdere extrem de mare, bun, cauzată în mare măsură de creșterea 100% a depozitare, deci dumneavoastră la terți, acolo cheltuia la terții. De acolo vine cea mai mare pierdere și așa cum aveți în material, cu siguranță nu l-am învățat pe de rând. E clar că e o pierdere, nu s-au realizat multe obiective. Eu știam că acolo sunt probleme, dar nu credeam că atât de mari. Să vândem, să avem aproape 1 milion de lei pierdere într-un an de zile, de când de la mai puțin de 100 de mii, deci în 2016 am avut 80 de mii, am ajuns la 900 și ceva de mii într-un an de zile. Aș fi vrut să vă cu dumneavoastră, aveți 3 luni de când sunteți acolo direct, când aveți dumneavoastră 4 de mii, dar nu prea mare. Ce? Aș vrut să fac de vorbă cu membrii Consiliului de Administrație. De la... Nu i-am văzut niciodată, cei 2 ani că sunt consilieri local, nu i-am văzut niciodată să vină... Da, și-a dat demisia, da, da, în loc să... A fost odată, dar am apucat să se desfășoare, cealaltă tură nu mai vine, da? Din punct de vedere, acei oameni au dat... Când a fost președintul Consiliului de Administrație, ați refuzat să schimbăm ordinea de zi, dacă mi-aduc aminte, era pe ultimul punct la ordinea de zi, au stat oamenii o ședință foarte lungă și pe aceea s-au decis să nu se mai discute. Ba da, ba da, ba da, și nu s-a discutat. Puteau să-și dea demisia după ce veneau și prezentau acest raport de activitate în Consiliul Local. Asta era normal, a stat 2 ani de zile acolo, au discutat o activitate și a dus societatea acolo. Aproape. Deci, cum văd, acolo arată foarte rău. Am văzut, de aia vreau să vă propun. M-am uitat la celălalt proiect de hotărâre și am văzut contractul de mandat. În contractul de mandat, spun, specifică destul de clar, că administratorii sunt direct răspunzători de eventuale prejudicii aduse societății. Dar timp când dumnealor am văzut că au cerat fosta conducere, directorul de acolo să facă cheltuieli duble, la anumite capitole, față de cele aprobate prin buget. De-aia spunem că bugetul, când aprobăm un buget, e foarte important. Să aprobă niște cheltuieli. Iar la anumite capitole, acele cheltuieli sunt duble, da? Înseamnă că sunt cumplite. Cred că trebuie să inițiem o măsură să tragem la răspunderea cea administrată. Consolidat cu vostru director. Nu putem lăsa așa. În clipa în care lăsăm așa, o să treacă. De-aia au ajuns toate societățile în situația în care e acum. Alba administratorii, în momentul în care îi cade răspunderea să conducă acea societate, ei răspund și de activitățile directorului, nu fac nimica. Nu vin în plenul Consiliului Local, așa să nu ne explice care e treaba, nu vin să ne spună de ce s-au depășit anumite capitole bugetare și dublu chiar 100%. Deci asta e concluzia, e rău că s-a ajuns acolo, nu știu cum o să ne redresăm, dar aș vrea să cădem de acord că administratorii și societății de suport la Consiliul Local trebuie tras la răspundere la fel cu directorul pentru pentru prejudicii acestei societății din culpă. Din punctul meu, e culpa aici. Atâta timp cât tu ai depășit bugetul aprobat. Aveți dreptate, administratorii societății rămân responsabili, chiar dacă ei au demisionat. De asemenea, mă văd responsabil în ceea ce privește perioada în care am ocupat funcția de director, adică în speță 16 octombrie până la finalul anului financiar. Însă vă garantez că aș fi venit la dumneavoastră, așa cum am făcut într-un raport care probabil a ajuns la dumneavoastră, unul mai vechi, aș fi venit cu 13 miliarde de datorii, așa că sunt doar 955, ceea ce înseamnă că eu personal nu îmi reproșez nimic. În ceea ce privește acest an financiar, pentru că în curând o să vin în fața dumneavoastră, nu am depășit cheltuielile, ba mai mult sunt mai mici. În schimb, am probleme în ceea ce privește încasarea taxei. Știu că a fost pe ordinea de zi o ședință de dată și nu a trecut și nu uitați, am de încasat vreo 3 miliarde și ceva de la primăria municipiului. Bun, este astăzi, dar a fost una și în trecut și nu știu de ce s-a întâmplat, însă nu a trecut și noi nu avem bani. Adică nu a fost pus primul nevoie. Nu a fost pus primul nevoie, da? Nu am informat și nici asta. Am exact. Da, asta e cu. Ok. Mulțumesc, domnule director. 15.
proiectul de hotărâre privind vacantarea patru posturi în cadrul Consiliului de Administrație al SC Hlăpăie cu salubritate S.A. Pașcani. Inițiatorul proiectului de hotărâre, primarul municipiului Pașcani. Avizele comisiilor? Comisia Economică, aviz favorabil. Comisia Juridică, aviz favorabil. Discuții? Spun la vot proiectul, cine este pentru? Împotrivă, abține, proiectul a trecut. 16. Proiectul de hotărâre privind desemnarea membrilor provizorii în cadrul Consiliului de Administrație al SC Hlăpăie cu salubritate S.A. Pașcani. Inițiatorul proiectului de hotărâre, primarul municipiului Pașcani. Avizele comisiilor? Comisia Economică, aviz favorabil. Comisia Juridică, aviz favorabil. Vă rog să faceți propuneri. Doamna... În partea grupului PSD, voi face propuneri pentru articolul 1, domnul Băiescu Mihai, Ciocaga Bogdan, Pop Ionuț Adrian. Și pentru articolul 1 și pentru articolul 3. Și Ciocaga Bogdan. Și la 3 se mandatezi pentru Registrul Comerțului, pe domnul Apostol Bogdan. Ok. Nu Băiescu Mihai. Alte propuneri? Partea grupului PNL, Spiridon Emilian Constantin și Constantinescu Petronica. Și ultimul, cum a spus? Constantinescu Petronica. Ok. Procomisia de partea Spiridonescu pentru a face de demersul necesare sunt o area un Da. Facem o pauză. Pauză pentru timpul de timp de vot, pe vot secret.